presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, doamnelor, domnilor, sunteți din nou la Presa Liberă Trecere. Astăzi vom dezbate câteva aspecte din învățământul local. Îl avem invitat pe domnul Iulian Zbârna, șef biroul Îndrumarea și Monitorizarea Unităților de Învățământ, birou în cadrul primăriei municipiului Râmnicu-Sărat. Vom vorbi noi despre acordarea burselor școlare în rândul elevilor din Râmnicu-Sărat, noul mandat al directorilor unităților de învățământ, dar și ultima întâlnire pe care au avut-o directorii școlilor cu primarul municipiului. Săptămâna trecută a avut loc această întâlnire în cadrul primăriei din Râmnicu-Sărat. Îi spunem bună seara și bine ați venit la noi, domnule Zbârna. Bună seara și mulțumesc de invitație. A trecut ceva vreme de când n-am mai fost în studioul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că ne dați posibilitatea să ne facem cunoscut activitatea, cât și pentru faptul că e nevoie de câteva precizări, eu știu, în domeniu. Păi s-au strâns câteva subiecte pe care vreau să le prezentăm publicului. Începem cu noul mandat al directorilor unităților de învățământ din data de 17 ianuarie. Da, dumnealor au preluat acest mandat în urma concursului organizat la finele anului 2021. Care este situația? Majoritatea posturilor vacante care au fost scoase la concurs ca urmare a concursului organizat au fost ocupate, sunt directorii numiți în 17 ianuarie care vor avea un mandat de 4 ani. M-au mai rămas câteva instituții care nu, la care directorii nu sunt numiți ca urmare a promovării acestui concurs. Din vari motive, nu au optat pentru școlile respective și așa mai departe. Unii, foarte puțini au fost care nu au promovat probele examenului de respectiv, sau au fost școli care au fost considerate neatractive, ca să zic așa, de către candidați și nu au optat pentru acele posturi. Dar, în general, sunt oameni fixi pe posturi, atât ca directori generali sau prin, cât și ca directori adjunți. Oricum, s-au numit și la școlile unde directorii nu sunt directori prin concurs, s-au numit directori interimari până la ocuparea posturilor prin concurs. Acum, conform ultimului ordin de ministru în domeniu, s-au început înscrierile și pentru etapa a doua a concursului, deci s-au scos și aceste posturi la concurs, care cred că până la sfârșitul anului școlar se vor definitiva. Domnule Zbârnea, care va fi relația noastră, relația biroului de îndrumare a unităților de învățământ cu noii manageri ai unităților de învățământ din municipiu? Deci, conform prevederilor legii, noi avem o relație de colaborare cu conducerile unităților de învățământ și de îndrumare în sensul că îi putem îndruma în diferite probleme legate de gestionare, bazei materiale și așa mai departe. Acum, cam mult spus noi directori, pentru că în general, deci în foarte puține cazuri sunt profesori care nu au mai avut această funcție, în general sunt profesori pe experiență care au mai fost directori de-a lungul timpului. Doar în câteva cazuri sunt noi. Și din aceștia, așa zici, noi directori, ei au fost în această funcție ca directori interimari undeva de la jumătatea anului trecut. Ei au fost numiți interimari ca urmare a faptului că directorii în funcție și-au terminat mandatele și au fost schimbați de către inspectoratul școlar la sfârșitul mandatului. Deci toată lumea a mai fost cel puțin, să spunem, 6 luni în acest post de director. Cu ei am colaborat, deci nu sunt necunoscuți. Am reușit să ne facem înțelegi, să găsim o cale comună. Și nu sunt așa probleme mari în activitatea
cu directorii unităților de învățământ. Săptămâna trecută a avut loc o primă întâlnire, întâlnirea din acest an, întâlnire organizată între domnul primar Sorin Cârjean și șefii școlilor din Râmnicu-Sărat. Care au fost principalele subiecte dezbătute? În primul rând, bugetul unităților, clar. Deci, dat fiind că au fost instalate persoane noi, am zis să îi chemăm, să reușim să ne întâlnim, să discutăm atât probleme punctuale ale fiecărei unități de învățământ, dar mai ales problemele care îi preocupă pe toți, deci probleme comune. Și să încercăm să găsim, eu știu, o cale comună de rezolvare a problemelor. Întâlnirile între birou, bineînțeles, asistate și domnul primar și conducerea unităților de învățământ nu sunt o noutate. Facem întâlniri periodice, atât la sediul primăriei, cât și într-un cadru mai non-formal, ca să zic așa, la sediul unităților de învățământ. Astea au devenit o tradiție, ca să zic așa, în lucru cu unitățile de învățământ. Toată lumea este îngrijorată în această perioadă de facturi, facturile la utilități. Fie că vorbim de consumul personal, fie că vorbim de consumul instituțiilor din subordinea primăriei de învățământ, dar ne orientăm mai mult spre școli și grădinițe, acolo unde sunt copii. Și mesajul domnului primar înțelegem că este acela de a nu îngheța, de a nu tremura copiii în bănci, dar nici să facem risipă, să fim atenți cu consumul, da? Dintotdeauna consumul la utilități în această perioadă a fost mare, în general consumul cu gazele naturale, pentru că în majoritate avem, cu o mică excepție, avem încălzirea cu gaze naturale, cu centrale cu gaze naturale. Și ne preocupă și valoarea facturilor. Din informațiile mele, nu sunt cel puțin cazuri în care să vină facturi foarte mari. Cred că deocamdată școlile nu au primit facturile cu consumurile pe luna ianuarie și pe luna decembrie și pe luna ianuarie. Directorii, ca niște buni manageri și experiența pe care o au, știu să gestioneze acest lucru. Adică mesajul pe care domnul primar l-a dat a fost: niciodată nu am lăsat copiii să înghețe în bănci. Adică a trebuit să asigurăm un confort termic astfel încât se poată desfășura procesul de învățământ. Dar chiar dacă aceste cheltuieli la un moment dat, în câteva cazuri, nu s-au încadrat în prevederile bugetului aprobat la începutul anului. Facem anul acesta mai multă economie comparativ cu anii trecuți? Vom vedea la sfârșitul anului. Noi monitorizăm aceste cheltuieli și aceste consumuri. Dar depinde în foarte mare măsură și de clădirea în care se învață, dacă este reabilitată termic. Pentru că avem, de exemplu, școli unde o parte e reabilitată, o parte nu, și atunci trebuie să asigurăm aceeași temperatură în toate clasele și, ca urmare, în clasele unde sunt geamuri termoban și clasa reabilitată e mai cald, iar dincolo e un picuț mai frig și trebuie să aducem temperatura să fie cât de cât de optimă. Nu vă ascund că de-a lungul timpului am încercat tot felul de metode, de la a impune un program de încălzire și așa mai departe. Până la urmă am lăsat la latitudinea managerilor, deci directorilor, să își facă un program astfel încât să fie bine în școală și să poată desfășura în condiții bune procesul de învățământ. Am înțeles acest lucru și din toamnă când vorbeam cu domnul primar, că nu există o dată la care se dă startul, nu este un anunț oficial din partea primăriei: astăzi dați drumul încălzirii. Nu. În general, în momentul în care au fost câteva zile cu temperaturi mai scăzute, managerii au anunțat că or să înceapă să pornească instalațiile termice.
Bineînțeles că înainte de a începe, ei au trebuit să-și facă verificările necesare, deci toată lumea se preocupă la începutul sezonului rece pentru verificările tehnice ale instalației de încălzire și așa mai departe. Sunt niște lucruri care trebuie făcute în fiecare an și de obicei, ca să meargă treaba mai bine, le facem centralizat mai toate unitățile odată ca să știm că s-au făcut și că totul este în regulă. Deci, asta rămâne cumva la latitudinea lor și la sfârșit de an vedem cum s-au încadrat sau nu. Dar ideea e ca elevii să nu sufere, mai ales în această perioadă caracterizată de un număr foarte mare de infecții respiratorii înregistrate în rândul elevilor. Fără discuție, nici nu, tocmai de asta și monitorizăm cât de cât aceste cheltuieli, pentru că nici nu vrem să tremure copiii în clase sau să, dar nici nu vrem să se, ca din cauza temperaturii din clase să răcească, mai ales că asta e o perioadă sensibilă, ca să zic așa, din acest punct de vedere, luând în calcul inclusiv vremurile în care trăim, pandemia de COVID-19. Domnule Zbârnea, discutăm în continuare de această parte financiară, dar și de performanță. Vreau să vorbim de bursele școlare acordate în anul școlar 2021-2022. Da, bursele au fost un subiect foarte mult dezbătut în spațiu public în ultima vreme. Și nu numai în ultima vreme, dar cu atât mai mult în ultimul timp, deoarece la nivel de Ministerul Educației s-a schimbat un ordinul care aproba criteriile generale de acordare a acestor burse. Părerea mea este că s-a făcut un lucru bun, că s-au modificat cumva aceste condiții generale, odată și cu creșterea substanțială a cuantumului burselor. Deci ca să clarific niște probleme, municipiul Râmnicu Sărat, deci adică în speță Consiliul Local al Municipiului, aprobă pentru o hotărâre de Consiliul Local atât numărul de burse acordate elevilor pe fiecare unitate de învățământ, felul acestor burse, cât și cuantumul fiecarei burse în parte. Din acest punct de vedere, pot să vă spun că valorile, deci banii care s-au acordat la burse, au crescut substanțial. Deci ca să facem, am aici un material comparativ. Deci pentru anul financiar 2020, vorbesc doar pe an financiar, că așa e făcut bugetul la nivel de municipiu, deci s-au acordat burse în valoare de 209.000 lei. Deci asta însemna în bani vechi 2 miliarde de lei. Cu un an înainte, cred că suma a fost undeva în jur, în jur de 1 miliard, puțin peste 1 miliard, deci peste 100.000 de lei. În anul financiar 2021 a fost o creștere substanțială, deci totalul banilor acordați în burse a fost de 637.000 de lei. Deci s-a triplat valoarea. A crescut numărul? A crescut cuantumul? A crescut și cuantumul, a crescut și numărul și o să vă explic imediat. Iar pentru anul școlar, pentru anul financiar, pardon, 2022, deci anul în care suntem, avem o sumă propusă în buget de 1.085.000, deci iarăși aproape o dublare a sumei față de anul financiar trecut. Deci, la un moment dat, de-a lungul anilor, cuantumul acestor burse era la latitudinea Consiliului Local, deci și îl stabileam în funcție de sumele pe care le aveam cu această destinație din bugetul local, care nu erau foarte mari. Anul trecut am primit o sumă mult mai mare, dar și a apărut o prevedere bugetară, o prevedere legislativă, și anume o hotărâre de guvern
care statua, care este cuantumul minim a acestor burse. Deci de unde înainte erau burse 50-60 de lei pe lună, atunci a apărut, cel puțin pentru primul semestru al anului școlar trecut, un minim de 100 de lei pentru aceste burse. Noi am dat o hotărâre de Consiliul Local pentru semestrul 1 al anului școlar în curs și am dat burse cu un cuantum mult mai mare de 100 de lei, deci a fost un cuantum undeva la între 500 și cea mai mare bursă, deci bursa de performanță avea un cuantum de 500 de lei și cea mai mică bursă un cuantum de 150 de lei. Pe categorii, bineînțeles. Nu eram obligați să dăm așa mari, dar ar trebui, adică, fiindcă am avut aceste sume la dispoziție, le-am băgat toate în, s-au dat toate în, în bursele copiilor. Anul trecut, deci pe semestru 1, cred că a fost un număr de 520 de burse pentru semestrul 1 anului trecut, față de 399 anul dinainte. Deci a crescut și numărul, da? Din ce în ce mai mulți copii. Schimbându-se ordinul de ministru cu condițiile generale, s-au impus niște condiții un pic mai stricte pentru acordarea burselor. Acest ordin nou de ministru introduce ca și criteriu numărul de absențe. Deci, în ordinul vechi, pentru, cel puțin pentru bursele de performanță care se dau ca urmare a rezultatelor școlare. Deci aceste burse de performanță se dădeau în funcție de rezultatele anului școlar anterior. Am să ia în calcul semestru anterior și se mai ia în calcul inclusiv numărul de absențe, care e limitat la 10 absențe nemotivate pe semestru. Deci e o corelare mult mai bună între situația școlară și posibilitatea de a primi bursă. Deci, bursele sunt de mai multe categorii, bursă de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social. Bursele de performanță se dau ca urmare a rezultatelor elevilor la Olimpiadele Naționale. Cele de merit se dau în două categorii, adică pentru rezultate la Olimpiadele Județene și sau pentru rezultate la învățătură. E, aici, la rezultate la învățătură, iarăși a fost o schimbare, deci a crescut pragul de medie generală de la 8,50 la 9,50. Deci, cumva se aduce mai sus, se restrânge area celor care vor primi bursa de merit, dar, în schimb, crescând valorile, copiii vor fi mai motivați pentru a se lupta pentru aceste burse. Domnule Zbârnea, vă rog. O singură precizare, trebuie să știe părinții că încadrarea în burse, încadrarea la fiecare nivel de burse o face unitatea școlară. Singurele categorii de burse pentru care părinții sau susținătorii legali trebuie să facă o cerere la școală sunt bursele de studiu și cele de ajutor social. Pentru că am primit întrebări în sensul ăsta și vreau să fie clar. Deci doar pentru bursele de studiu și pentru cele de ajutor social se vor face cereri la unitatea de învățământ respectiv. Voiam să prezentăm în continuare o altă temă, promovarea temelor de educație ecologică. Înțelegem că educația ecologică reprezintă o prioritate pentru administrația locală, pentru unitățile de învățământ. Acesta a fost mesajul municipalității râmnicene, da? S-a abordat și subiectul acesta în ședința pe care am avut-o cu direcția unităților de învățământ. Ca o noutate, anul acesta vrem să promovăm un proiect pe care colegii mei l-au numit EduClid și anume acest proiect va implica în jur de 80 de profesori de la școlile gimnaziale și liceele din Râmnicu-Sărat, precum și elevii acestor unități de învățământ. O să vă descriu așa puțin etapele, deci
profesorii vor urma niște cursuri de scriere proiecte în acest domeniu, vor scrie împreună cu copiii niște proiecte, acele proiecte vor intra într-un proces de analiză și de evaluare, pe urmă vor solicita niște resurse materiale la primărie, care le vor fi centralizate, acordate pentru fiecare, resurse materiale care vor fi undeva la 2000 de lei pe fiecare proiect în parte. Deci sunt resurse materiale pentru consumabile, nu vor putea fi cumpărate în acest proiect decât materiale consumabile. După ce vor fi implementate proiectele, va fi un eveniment la nivel de municipalitate, unde vor fi prezentate rezultatele proiectelor, vor fi premiați și așa mai departe, și ne dorim ca și eveniment, să vedem din aceste proiecte care sunt demne de urmat și ce exemple de bună practică putem extrage de aici. Și pe mai departe să implementăm continuarea acelor proiecte în perioada 2023-2025. Proiecte doar cu temă ecologică? Deci, proiecte aceste de mediu? Proiecte nu sunt alese la întâmplare. Lucrăm pe niște nevoi care au fost extrase din strategia de tineret a municipiului Unicustrat, strategie care a fost aprobată și elaborată tot în urma unui proiect implementat de municipalitate. Deci pe acele nevoi ale comunității vom implementa aceste proiecte. Ne axăm într-adevăr pe componenta ecologică care e nevoie la momentul actual și se vede că e de mare importanță și la nivel general, cu atât mai mult în Râmnicu Sărat. Aici aș mai face o completare, încercăm să răspundem la mai multe nevoi, atât ale elevilor cât și ale profesorilor. Aceste cursuri de scriere proiecte, ca să zic așa, vor fi cursuri cu credite transferabile, deci știm că profesorii sunt obligați ca în fiecare an să facă un număr de cursuri, deci vor fi cursuri acreditate, un număr de credite, ceea ce să-i ajute și în activitatea profesională. Eu zic că e foarte bine că încercăm să implementăm aceste proiecte, mai ales că vom solicita și susținerea financiară de la Consiliul Local în acest sens. Investiții materiale semnificative propuse pentru anul 2022 în școlile din Râmnicu Sărat? Da, e un subiect foarte amplu, nu cred că poate fi dezbătut așa în câteva minuțele. Sunt în general investițiile care sunt în continuare, mai ales că au generat și multe discuții la Râmnicu Sărat. Continuăm, am reușit să deblocăm situația la liceu, la Colegiul Național, unde într-adevăr a fost o problemă. Acolo nu a fost vina noastră, din cauza creșterii prețurilor necontrolată. Nu s-au mai încadrat constructorii în prețurile pe care, în costurile pe care le-au licitat la câștigarea respectivului proiect și atunci intrau în faliment și ca atare au încercat să renunțe la respectivele lucrări. S-au purtat tot felul de negocieri, s-au făcut reevaluări și așa mai departe. Acum vestea bună este că au început din nou lucrările, cu prioritate să terminăm cele două corpuri de clădire A și B, în care vor învăța copiii. Știm, acum ei învață la Traian Săbulescu, deci la vecini. Sunt un pic mai înghesuiți, sunt două licee care învață în același spațiu, dar asta este. Și rămânând în planul 2, ca să zic așa, la Vlacuță, sala de sport, care nu este chiar așa de urgentă. Mai avem o investiție pe care tot investiție în continuare putem să o numim, deci avem o grădiniță nouă care
pe care vrem să o dăm în folosință. Grădinița cu program normal numărul 3 se numește ea, este în bariera Focșani, un cartier în plină dezvoltare și am considerat că e nevoie de un spațiu de învățământ acolo. Acolo grădinița este gata, acum lucrăm la împrejmuire și la conectarea la utilități. Fac o paranteză, la începutul anului școlar noi acum organizăm rețeaua școlară și am introdus această grădiniță în rețeaua școlară, grădiniță care va fi o structură a grădiniței cu program normal Orizont. Deci nu este de sine stătătoare grădinița respectivă. Deci din anul școlar 2022-2023, acolo se vor putea face înscrieri? Da, se vor putea face înscrieri. Încercăm să facem. Este o grădiniță care are capacitatea de 3 grupe, deci cu 3 grupe, este destul de mare. Încercăm să intrăm măcar cu o singură grupă acum, să putem să punem activitatea și pe măsură ce se vor muta mai mulți tineri în cartier, vor definitiva casele și se vor mai face acolo lucrări, eu zic că ar fi benefic să funcționeze această grădiniță. Și școala Dr. Ilie Pavel, domnule Zbârnă? Școala Dr. Ilie Pavel este aproape terminată, deci clădirea este gata, 100% este gata. Singurul lucru care ne lipsește este instalația de conectare la gaze, se schimbă niște conducte, iar chiar zilele trecute am avut o întâlnire cu firma care a câștigat fabricarea mobilierului să stabilim culorile și câteva amănunte legate de mobilier. Deci putem să considerăm că este aproape gata. Deci sunt șanse ca elevii să învețe la ei acasă, da? Fără discuție de școală, ca și construcție și dotări, este gata, cu excepția mobilierului, care acum este în lucru. E un contract care este de, nu știu, o lună, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Oricum, e în derulare. Domnule Zbârnă, noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă mai aveți ceva de adăugat, un subiect pe această temă și nu am apucat să-l prezentăm? Păi, sunt multe subiecte de abordat. Mai vreau să completez cumva la investiții. Mai sunt investiții pe care încercăm să accesăm niște fonduri. Deci încercăm să accesăm un fond guvernamental prin Compania Națională de Investiții să construim la Râmnicu Strat o creșă cu o capacitate de 70 de copii după standarde moderne, o creșă de sine stătătoare care va fi cumva amplasată în zona fostelor unități militare. Avem niște spații disponibile acolo. Planul este foarte frumos. Lucrăm acum la primele documentații. Mai sunt multe de spus. Mai sunt câteva grădinițe pe care încercăm să le introducem într-un program de reabilitare termică, dar depinde cum reușim să ne încadrăm în termene, în realizarea tuturor actelor necesare. Atunci informațiile vor apărea în momentul în care aveți și dumneavoastră toate datele oficiale. Noi vă mulțumim pentru precizările făcute astăzi la Presa Liberă Trecere, pentru prezență. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și vă dorim sănătate. La revedere! Presa Liberă Trecere.